trecerea lui Oancea. Avansează Oancea, pasează în dreapta pentru Iani. Stoica, un șut blocat, apoi Oancea, Stoica, gol! Minutul 10. Ianis Stoica deschide scorul. Și de asta sunt frumoase derbiurile, pentru că Ianis Stoica a fost contestat îndelung de fanii Universității. Iată ce moment și-a ales să înscrie primul său gol după mai bine de un an. Șutul inițial n-a fost cine știe ce, dar cred că o mare contribuție o are și Oancea, cel care a dus acest atac, a insistat